Bine v-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodiac. Haideți să facem etalarea pentru luna februarie 2022, să vedem ce vă așteaptă în această lună, cât și evenimente importante. Haideți să vedem prima oară o carte din oracol pentru cei din Zodiac, februarie 2022. Rac. Voi vreți afecțiune. Ok? Vă doriți foarte mult afecțiune. Vă ascundeți. Sunteți foarte melancolici în perioada asta. Sunteți foarte. Parcă nu vreți să fiți văzuți. Vreți voi să stați pufos în locul vostru, ok? Aveți nevoie de dragoste. Sunteți pur și simplu în mintea voastră. Sunteți izolați în mintea voastră. Rac, februarie 2022, Rac, pentru cei cu ascendent de semn, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în Rac. Ceva așa cu luna februarie 2022. Vă mișcați foarte încet. Poate că vreți să luați lucrurile ușor în ceea ce ține de un lucru anume, de o persoană anume. Am spus că stați în mintea voastră, o să vă certați foarte rău cu o fecioară din câte văd. Posibil să fie o persoană mai tânără decât voi, un bărbat și o femeie mai tânără decât voi. Persoana asta este o persoană singură, nu face nimic, dar în schimb v-a făcut un foarte mare rău. În ceea ce ține de o situație în care voi ați avut o prietenie cu cineva, fecioara asta a stat între voi. Vă văd pe voi și un leu și o fecioară la mijloc cu 6 de cupe, 5 de săbi. O să vă certați cu această persoană pentru o nedreptate care s-a făcut. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac, februarie 2022. Exact. Este vorba de un adevăr, sau voi știți deja adevărul. Este vorba despre o persoană obsedată din fecioară care tot urmărește. Cineva aici a spus adevărul. Un soare, cineva din leu v-a spus adevărul. Cade turnul pentru o persoană furioasă din fecioară care a făcut foarte mult rău. Exact. Cu foarte multe regrete că a făcut acest rău. Da, clar. O să înțelegeți ceva ce a fost ascuns de voi, ca voi să nu vedeți. O să înțelegeți. Roata cu regele de cupe. Cineva aici a fost neserios. Clar. Un rege de cupe, scorpion, fecioară. Se pare că persoanele astea... Rac, pești, scorpion, fecioară. Persoanele astea vor pleca... Voi le dați afară, nu pleacă. Voi le dați afară din viața voastră. Pentru că cineva v-a spus adevărul aici, dar n-ați vrut să-l credeți la timp. Cineva a făcut o legătură aici ca două persoane să se certe. Ok? Da. Cineva a făcut o legătură aici ca două persoane, rac pe scorpion, leu, să se certe. Iar persoana asta din rac pe scorpion se trezește, că sunteți voi, vă treziți. Și acum luați inițiativă către persoana asta din leu. Pentru că vă dați seama că tot a fost o fecioară la mijloc. posibil un taur, fecioară, capricorn. Și posibil chiar un gemeni. Aici cineva se trezește. Și cu victorie se duce către persoana asta. Clar, cu victorie se duce către persoana pe care o iubește. Clar, sunteți voi. Aici cineva se trezește la realitate și spune, dar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? De ce a fost aici ceva umbrit? E un berbec și un săgetător aici care a făcut foarte mult rău? E o persoană o persoană malefică? Nu să vedem asta de săbii? Asta de săbii? Regele la de vite? O să vă dați seama despre persoana asta din berbec, săgetător, fecioară, scorpion, rac, pești, că v-a îndepărtat de o zodie de foc, leu posibil,
sau că vă îndepărtează de fericirea voastră, dar a fost o legătură aici. A fost o legătură cu 8 de săbii. E o fecioară care a pus o legătură cu 6 de cupe între voi și cineva apropiat. Sau chiar regele ăsta de bâte, berbec săgetător, a făcut lucrul ăsta. Dar aici se întoarce roata pentru o persoană care cumva n-a vrut să vadă realitatea. Roata se întoarce în ce sens? Să vadă persoanele pe care le are în jurul ei sau în jurul lui. Pentru că a nedreptățit pe cineva aici, posibil persoana asta din leu. E cineva care n-a crezut spusele cuiva aici. Vreau o clarificare, concluzie pentru cei din zodia rac, februarie 2022. Concluzia. Cineva o să vrea aici o comunicare de clarificare. O să zic că vreau să vin să vorbim. Ok. În legătură cu acest aspect pe care l-am aflat. Watching. Ok. Ori voi priviți momentul. E un berbec aici care vă urmărește. Acolo. O secundă. Deci aici cineva are o putere extraordinar de mare. Ok. Putere extraordinar de mare. Este o persoană din leu. Ori voi, dacă sunteți, cineva a încercat să vă îndepărteze ca să nu mai puteți să faceți, ca să spun așa, bine cuiva sau să nu mai interacționați cu persoana asta sau cu persoanele astea sau persoanele astea cu voi. Cineva care a vrut să vă țină departe de a avea succes, de a avea realizări, de a merge mai departe, aveți foarte mare grijă, pentru că aici este cineva care a tot încercat să vă bage confuzie în cap și să vă facă pur și simplu să nu vreți să mai interacționați cu anumite persoane. Dar aici nu este lucru curat. N-a fost lucru curat. Pentru că văd că se termină. Se termină acest aspect. Dacă aveți și Taur, Fecioară, Capricorn, se termină acest aspect, să știți. Vă dați seama că o persoană aici n-a... Clar, clar, clar. A complotat aici o persoană, fecioară, văd, fecioară. Racul Scorpion a complotat să strice 6 de cupe. O relație de-a voastră, o prietenie, posibil chiar a complotat și acest berbec săgetător. Dar aici este la lumină. E vorba de cineva de leu, din leu sau nu, este la lumină totul și aflați adevărul. Și asta vă eliberează. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Rac. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.